În cadrul acțiunii europene TISPO, lucrătorii din cadrul serviciului rutier Giurgiu, împreună cu specialiștii Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, au organizat și efectuat o acțiune de amploare pe parcursul a 6 zile, privind identificarea autovehiculelor de transport persoane, având o capacitate mai mare de 8+1 locuri. La acțiune au participat polițiștii rutieri din cadrul serviciului rutier, dar și cei de la posturile de poliție din Mihăilești și Bolintin Vale. Au fost verificate peste 500 de astfel de autovehicule de transport persoane și au fost aplicate 150 de sancțiuni, valoarea acestora fiind de aproape 26.000 de lei. Sancțiuni pentru nereguli la documentele de transport, nereguli la documentele conducătorilor auto, nereguli la documentele vehiculelor, sancțiuni pentru nerespectarea graficului de transport, pentru nereguli privind tahograful, pentru nepotul centrului de siguranță, depășirea regimului legal de viteză și alte abateri pentru conducătorii auto. De această dată, comparativ cu alți ani, nu s-au înregistrat infracțiuni, iar polițiștii spun că numărul abaterilor a scăzut. Transportatorii și-au pus documentele la punct, iar șoferii nu au mai încălcat regulile de circulație flagrant. De asemenea, în paralel, polițiștii de la circulație au acționat și cu aparatele radar în mișcare și în cascadă pe drumul național 5 Giurgiu-București în acest weekend. Au fost vizați șoferii care nu respectă limitele de viteză și mai ales cei care se urcă la volan sub influența băuturilor alcoolice. În numai câteva ore s-au aplicat peste 540 de sancțiuni contravenționale și s-au reținut 12 permise de conducere pentru depășirea vitezei cu peste 50 de kilometri la oră peste limita admisă de lege. 8 șoferi care s-au urcat băuți la volan au lăsat permisele la polițiști și alți 2 s-au ales cu dosare penale. Totalul permiselor reținute în weekend este de 38 și 11 certificate de înmatriculare.